Popescu, v-aș vrea să ne spuneți în câteva cuvinte despre ce este vorba referitor la acele anunțuri care au apărut mai la toate scările de bloc din oraș privind opțiunea cetățenilor privitoare la apa caldă de consum. La apa caldă, da. Deci, cum să știe, în Giurgiu, apă caldă în sistem centralizat nu se mai furnizează. Excepții sunt câteva blocuri, scări de bloc din cartierul Policlinicii. Nu se mai furnizează apă caldă de foarte mulți ani de zile. După știința mea, pentru majoritatea blocurilor din Giurgiu s-a trecut de 10 ani. Nici iarna, concomitent cu încălzirea, și cu atât mai puțin vara. Patronatul societății noastre intenționează să reia această temă și urmarea acestei intenții s-a realizat acest, hai să spunem, anunț. Noi, ca societate, putând furniza apă caldă tot anul sau parțial pentru anumite categorii de utilizatori, doar iarna sau doar vara. Am anunțat publicul în speță pe cetățenii care sunt domiciliați la bloc, pentru că cei care au domiciliul la casă și doresc apă caldă aici e mult mai simplu. E o opțiune personală și este instalație proprie, deci e ușor de primit apă caldă dacă o vrei. La blocuri s-a adresat cetățenilor solicitarea să se exprime în formă organizată, pentru că e firesc să fie așa, trai un comun presupune o anumită unicitate în opțiuni, să se pronunțe privitor la opțiunea respectivă de a primi sau nu apă caldă și, dacă da, continuitatea necesară, anual sau semestrial, sezonier, și totodată să se pronunțe privitor la starea instalației interioare, deoarece ea fiind nefolosită, instalația asta, de niște ani, de care vorbeam puțin mai devreme, e firesc să prezinte anumite, să le spunem, probleme. Odată acest răspuns primit de către societatea noastră, așa cum se scrie și în anunț, trebuie făcute niște, parcurse niște etape. O etapă care privește strict autoritatea locală și furnizorul este stabilirea prețului energiei termice pe o perioadă dincolo de sezon de iarnă, deci noi avem tarif aprobat pentru până la 31 ale lunii martie, extinderea valabilității prețului și alte chestiuni, cum ar fi contractarea la nivel de asociație la intrarea în bloc sau la nivel individual pe apartamente, pe convenții de facturare individual. Nu trebuie eliminată o treabă pe care noi n-am scris-o în anunțul respectiv. Acolo unde există apometre, ele sunt considerate repartitoare de costuri și cad sub incidența acelorași prevederi de exploatare și interpretare date, ca și repartitoarele de costuri, acele cutioare pe calorifer, sau contoarele instalate la nivel de apartament în cazul încălzirii pe sistemul distribuție pe orizontal. Deci, în mare, pe noi ne interesează să vedem care este opinia cetățenilor din oraș, încă o dată, punctual, pe blocuri și în formă organizată, urmând ca după aceea, în funcție de acest răspuns, să putem să stabilim o strategie de, în sfârșit, ajungere la un grad de civilitate pe care îl considerăm cu toții firesc în anul în care ne aflăm. În toți acești ani de lipsa apei calde, au existat totuși solicitări din partea cetățenilor? Nu! Nu. Deci, din păcate, trendul a fost uluitor pentru multă lume care, să spunem, n-ar locui în Giurgiu. S-a ajuns, sigur și datorită unor imperfecțiuni în furnizare, s-a ajuns ca blocuri care, în, să zicem, undeva în 2004-2005, cel puțin în sezonul de încălzire, concomitent cu agentul termic, primeau și apă caldă de consum, au renunțat
la acest serviciu. Ba pot să vă spun un caz uluitor, uluitor. Avem în Giurgiu câteva scări de bloc cu instalație care permite prepararea apei calde cu ajutorul razelor soarelui, unde energia se produce la un preț mai mult decât simbolic. E vorba de vreo 40 de lei gigacaloria. Spun vreo pentru că de când n-am mai furnizat am și uitat prețul. Și avem scări de bloc care nu au primit, n-au vrut să primească apă caldă preparată pe sistem încălzire solară la acest preț. Au preferat peturi la soare și boiler electric care conduce la un cost al energiei înglobată în apa caldă de consum, mult dincolo de nivelul pe care l-ar putea avea o termoficare obișnuită, nu mai vorbesc de încălzirea sistem solar. Spuneți-mi, în cazul în care vor exista defecțiuni la instalații, că vorbim de foarte mulți ani de zile, costurile vor fi suportate de proprietari, bănuiesc? Aici nu m-aș hazarda într-un răspuns tranșant, deși, așa cum spuneți dumneavoastră, instalația interioară aparține grupului de cetățeni și este absolut normal să răspundă de funcționarea sau funcționabilitatea acestei instalații, doar că există posibilitatea unei intervenții și din exterior. Rămâne să ne consultăm în funcție de amploarea opțiunii, da, vrem, dar uite, avem probleme de genul ăsta, să ne consultăm și cu autoritatea locală și poate propunem grupurilor de cetățeni o intervenție, am zis poate, nu vreau să fiu interpretat decât în limitele acestui cuvânt, intervenții ale noastre, urmând ca decontarea să se facă pe parcurs sub o formă sau alta. E prematur să ne pronunțăm până nu vedem despre ce este vorba, ar însemna să punem cumva căruța înaintea cailor și haideți să păstrăm o ordine cronologică firească. În momentul ăsta aveți semnale că giurgiuvenii vor dori să... Mă iertați că v-am întrerupt deja, dar intuiam întrebarea. E prea recentă afișarea acestor anunțuri, cel puțin la mine în cartierul în care locuiesc eu. Afișarea s-a făcut sâmbătă, sâmbătă fiind în ziua de 19. E cam scurt termenul, rămâne ca oamenii să-și spună unul altuia ce doresc, să meargă la administrația blocului, să redacteze punctul de vedere comun al cetățenilor care să vină, așa cum am solicitat în anunțul respectiv, să vină în formă organizată, pentru că nu putem răspunde la dorința unui cetățean singular într-un bloc în care, să spunem, ceilalți n-ar fi de aceeași părere. Și atunci trebuie să tratăm lucrurile în mod unitar la nivelul unei scări de bloc. În legătură cu apartamentele care nu mai beneficiază de căldură termică de la dumneavoastră, ci folosesc alte surse, în spețele sau de gaze, privind acea cotă parte pe care trebuie să o plătească fiecare proprietar. Da. Multă lume știe, cel puțin în blocurile în care funcționează sisteme de repartizare a costurilor, deja oamenii s-au familiarizat cu conceptul de consum comun. Și în blocurile în care nu există sisteme de repartizare a costurilor, a început să se vorbească despre acest tip de consum. Cetățenii trebuie să știe, sigur, cei care nu s-au informat până în prezent, trebuie să știe că există într-un apartament sau unui apartament îi sunt alocate două tipuri de consum. Consum individual, cel care ține strict de caloriferele existente în spațiul respectiv și cotă din consumul comun, consum al instalațiilor comune blocului în care locuiește. Acest consum comun la rândul lui se împarte în două. O parte ține de instalațiile aflate în spații comune, instalațiile comune aflate în spații comune și exemplul cel mai relevant este distribuția din subsolul unui bloc sau din podul unui bloc, acolo unde sunt blocuri pe sistemul ăsta, blocuri mai vechi construite înainte de anii 60. Și a doua componentă a consumului comun, coloanele din colțurile camerelor. Cine se află plasat, este proprietar într-un apartament, într-un bloc, în care a trecut cetățeanul respectiv pe sursa alternativă de încălzire și blocul este dotat cu repartitoare de costuri, nu are de făcut decât să identifice, sau mai bine zis, să se asigure că asociația împreună cu firma care se ocupă de repartizarea costurilor a luat clar în evidență coloanele din propriul apartament,
ca dimensiune, diametru și dimensiune, lungime, ca să îi le scadă din obligația de plată, rămânând în continuare pe obligația de distribuție din subsol, iar cine nu se află într-un bloc cu repartitoare de costuri, trebuie să solicite în mod ferm. Și este o chestie pe care toți cetățenii trebuie să o facă până la urmă, nu doar aceștia care sunt într-o anumită situație, să solicite ferm Comitetului Asociației să respecte obligația pe care o are în ceea ce înseamnă administrarea unui bloc, și e vorba de legislație privitoare la funcționarea asociațiilor, și anume să decidă pe baza unui regulament propriu privind folosirea instalațiilor comune și să decidă cu privire la obligațiile financiare generate de aceste instalații. Este prevedere în hotărârea de guvern 1587/2007, norme de aplicare ale legii asociațiilor, legea 230/2007. Deci, fie ai repartitoare și te asiguri că e făcut un inventar corect, ai un inventar, repartitoare în bloc și te asiguri că e un inventar corect făcut de firma de repartitoare cu sprijinul asociației ca să nu fii lezat, fie soliciți într-un bloc fără repartitoare comitetului să adopte un regulament. Nu vă ascund că personal am stat la dispoziția, în limita timpului, bineînțeles, la dispoziția unor asociații, asociații care mi-au solicitat mie sprijinul, având în vedere faptul că, mă rog, sunt, să zicem, specializat în scheme de calcul de genul acesta. Și în măsura în care timpul mi-a permis, le-am fost de folos. Mi-aduc aminte chiar ultimul bloc, și nu o să supere pe mine administratorul și nici cetățenii, a fost MUV 4, la care am făcut o schemă de calcul care are în vedere tot ceea ce este firesc să aibă.